Bună seara și bine v-am găsit la o primă întâlnire online cu resursele umane. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Antonio Sandu și sunt profesor în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, la Facultatea de Drept și Științe Administrative. Iar la programul de studii Resurse Umane vom discuta împreună despre fundamentele resurselor umane. Chiar de la marxiști, de la autorii marxiști, avem ideea că munca este cel mai prețios capital. În traducerea pentru secolul 21, capitalul uman este cel mai prețios capital și că ar trebui să vorbim mai degrabă în termen de capital uman decât doar de resurse umane și ar trebui să înțelegem și diferența între resursa umană și capitalul uman al unei organizații, pentru că spuneam că words create worlds, adică cuvintele ne creează lumea, sau cuvintele creează lumea, și dacă spunem resursa umană, resursa e ceva pe care o explorezi și o exploatezi. Ai resurse naturale, explorezi după cărbune și când ai găsit, îl exploatezi. Capitalul îl investești. Dacă tratăm componenta umană a unei organizații ca fiind resursă umană, evident, suntem într-o paradigmă în care resursa umană este o resursă ca oricare alta la dispoziția organizației pe care o exploatează în scopul îndeplinirii obiectivelor organizației. Sigur, o exploatează poate nu în sensul tiranic, barbar, descris de Karl Marx, Friedrich Engels, în Capital, de Karl Marx în Capital, Friedrich Engels în operele, în Manifestul Partidului Comunist sau alte astfel de opere. Dar oricum, ideea modernă privind la resursele umane este aceea că aceste resurse sunt la dispoziția organizației, ele pot fi exploatate așa cum sunt exploatate și resursele naturale, minerale și orice alte forme, pentru a se obține rezultatele dorite de organizație, pentru a se obține profit sau pentru a-și îndeplini scopul organizației. Dacă însă adoptăm o altă paradigmă, anume acea idee de capital uman, atunci recunoaștem angajaților, nu doar angajaților, voluntarilor, dacă vorbim de un ONG, colaboratorilor de orice fel, statutul de capital, adică de energie creatoare care face ca organizația să poată prospera și să-și poată îndeplini obiectivele. Diferența față de resurse umane fiind capitalul este cel pe care îl investești. Adică nu îl exploatezi pur și simplu, ci îl aduci la maximizarea potențialului, pentru că maximizarea capitalului este un deziderat al societății capitaliste. Și atunci, dacă vorbim de capital uman, trebuie să maximizezi potențialul capitalului uman. Sigur, prin toate funcțiile resurselor umane de care discutam, prin selecție, prin evaluarea nevoii de resurse umane, prin selecția personalului, prin dezvoltarea personalului uman, formare, training, coaching și așa mai departe, și prin designul activității, prin construcția afișelor de post, a schemei de personal și așa mai departe, în așa fel încât să ne ducem la acel deziderat pe care chiar marxiștii spuneam că îl au, și anume de faptul că până la urmă munca și implicit capitalul uman este cel mai de preț capital al organizației, și asta în contextul în care sigur vorbim de capital financiar și fără capital financiar o organizație nu poate funcționa pentru că nu are cu ce să cumpere materie primă, cu ce să cumpere
mijloace de producție, sau să închirieze mijloace de producție, cu ce să-și plătească angajații, resursa umană, să-și plătească promovarea și mai departe, și capitalul financiar. Alături de capitalul financiar însă avem capitalul uman. Și în capitalul uman includem atât indivizii, forța de muncă, așa cum economia politică ne învață, că avem o forță de muncă, doar că mai includem și acel capital de cunoaștere pe care organizația îl are. Pentru că, teoretic, ne aflăm într-o societate numită societatea cunoașterii, a Knowledge-Based Society. Knowledge-Based Society înseamnă societatea bazată pe cunoaștere, iar cunoașterea este o componentă a capitalului uman. Sigur, avem un capital de cunoaștere a organizației, dar putem să vedem că acest capital de cunoaștere este strict corelat cu capitalul uman. De ce? Pentru că această cunoaștere organizațională pe care o avem, sigur, implică proceduri, metode, poate să implice know-how, tehnologie avansată pentru anumite firme, tehnologie avansată, inclusiv în apariția unei inteligențe artificiale care să funcționeze în cazul organizației și să poată acționa în completare, în complementaritate cu resursa umană. Societatea secolului 21 este una inclusiv digitalizată. Vedeți că ne digitalizăm și noi în aceste întâlniri, pentru că suntem o resursă umană dezvoltată. Dar acest capital de cunoaștere are nevoie de un capital de competențe. Adică cunoașterea există la nivelul organizației, în sensul că avem baze de date, de exemplu. Vă dau un exemplu. Avem baze de date cu privire la resursele umane, că despre asta vorbim. Și avem o bază de date numită bibliotecă, în care avem un număr de cărți sau de articole pe tema resurselor umane. Și această bază de date există și face parte din capitalul de cunoaștere. Dar ea nu e un capital activ. Adică dacă nimeni nu le citește, acele cărți sau acele articole, ei nu devin active, nu devin parte din ceea ce dumneavoastră, ca și beneficiari, puneți învăța sau mai târziu, ca practicieni, veți pune în aplicare. Și atunci, capitalul de cunoaștere trebuie dublat de acest capital uman, că este acea forță de muncă capabilă să aplice cunoștințele, să le transforme în competențe și să facă în așa fel încât aceste competențe să fie utile organizației, să fie folosite în scopul îndeplinirii misiunii organizației, scopurilor organizației, în beneficiul clienților, beneficiarilor organizației. Ce este important la această idee de capital uman e aceea că dacă privim angajații drept un capital, atunci ne interesează să-l dezvoltăm. Ne interesează să creștem această bogăție pe care organizația o are și atunci facem ceea ce spuneam la un moment dat, într-o altă întâlnire, că fac anumite organizații multinaționale, în care fac ca mediul corporatist să devină un mediu de viață aproape total al angajaților. Și spuneam că dimineața vii la serviciu cu mașina de serviciu, dar îți lași la școală sau la grădiniță copilul, școală sau grădiniță ce aparține organizației, este înființată de organizație, îți faci orele de program, după care, sigur, te duci la un spectacol sau la un party organizat de aceeași companie, în compania colegilor de serviciu, a colegilor din corporație, pentru că corporația este cea care a organizat evenimentul și automat invitații sunt din corporație, în care se discută
predominant teme legate de corporație, în care primești premii și ești valorizat de către corporație, după care te întorci acasă, probabil cu mașina de serviciu, și vorbești cu iubita, iubitul, soțul, soția, copilul, cățelul, pisica, despre ce s-a întâmplat astăzi la serviciu, adică tot despre corporații. Și dacă mai și visezi noaptea problemele de la serviciu, ești, faci parte nu doar din capitalul uman al organizației, ești un produs, ești un product al organizației. Și spuneam că asta este un deziderat pentru multe corporații multinaționale. De ce? Pentru că unde te-ai duce în afara corporației, dacă mâine ți-ar veni această idee năstrușnică să-ți dai demisia și să pleci, unde ai putea să pleci? Sigur, ai putea să te duci la o corporație concurentă, dar nu cunoști pe nimeni. Și în limitele în care motivarea personală este una decentă, în care salariile sunt competitive, sunt pe măsura valorii capitalului uman pe care îl reprezinți, adică capitalul de cunoștințe, de competențe, de abilități, a dispoziției tale pentru a lucra în cadrul organizației. Și atunci, dacă spuneam, dacă există o motivare pe măsură, atât salarială cât și extrasalarială, prin bonusuri, prin, spuneam, avantaje pe care organizațiile pun la dispoziție, adică nu doar ziua corporatistei care vorbeam, ci și vacanțele corporatiste contează, ci și îngrijirea de sănătății pusă la dispoziție de corporație contează în motivarea extrasalarială, team building-uri și așa mai departe. Atunci, unde ai putea să te duci când nu ai cunoștințe, nu-ți cunoști colegii și așa mai departe? Și spuneam, în limitele în care motivarea este relativ egală, vei avea o mică fluctuație, ca organizație, o mică fluctuație de personal, pentru că îți vei putea ține personalul captiv, de exemplu. Și captiv nu în sensul negativ al termenului, că în lanțuri, ca pe sclavi, unii spun că lucrează ca sclavi pe plantație, dar să știți că sclavagismul soft e mult mai productiv financiar decât sclavagismul din secolul XVIII cu lanțurile la picioare. Sclavagismul soft ai lanț de aur, nu la propriu, lanț de aur la propriu purtăm unii dintre noi, dar nu este legat de stăpânii corporatiști, în ghilimele, ci un lanț al obișnuințelor, al trebuințelor create. Deci, vedeți, este important să vorbim despre capital uman, pentru că o astfel de corporație își respectă angajații și îi selectează conform nevoilor. Adică, dacă eu organizez activitatea într-o instituție de cercetare, să spunem, și instituția mea de cercetare desfășoară proiecte în domeniul laserilor, eu voi angaja fizicieni specializați în lasere care au o competență dovedită prin publicații științifice, prin brevete, prin participări la evenimente, prezentări la conferințe și așa mai departe, și care, sigur, eventual vor da și un concurs, un test. Sigur, în alte situații, cum e cea din România, uneori mai angajăm și pe altfel de competențe, nu neapărat profesionale, competențe relaționale, să spunem așa. Adică acele pile, cunoștințe și relații. Da? Putem să le transformăm în termen de capital uman și să spunem capital relațional. Știi pe cine, cunoști pe cine trebuie. Și capitalul relațional, să vedeți că este foarte important în resursele umane, pentru că dacă nu cunoști pe cine trebuie, și asta nu ne ducem spre partea de corupție, în care cunoști pe cine trebuie și primești jobul, ci în partea normală. Dacă nu cunoști pe cine trebuie, și nu ai capital de resurse umane, s-ar putea să nu ai intrare pe piața forței de muncă. Pur și simplu. Adică dacă eu, de exemplu, acum vreau să fiu coach,
și vreau să fac coaching. Și am competențe de coaching, am formare în domeniul coachingului, știu să fac coaching, dar știți ceva, n-am capitalul relațional în domeniu, pentru că nu m-a interesat să-l informez. Și dacă acum mă duc pe piață și anunț, eu, Antonio Sandu, profesor la facultate și nu știu ce, vreau să vă trenuiesc pe voi să fiți cei mai tari oameni de vânzări dintr-o anumită zonă, nu prea o să am foarte mulți clienți. De ce? Pentru că n-am capitalul de cunoaștere, de cunoștințe, capitalul social, nu capitalul social în sensul capitalului social al unei firme, este o dimensiune economică, ci capitalul de relații sociale, de competențe sociale. Și vorbim și de inteligență socială și de, iată, legate de acest capital social. Deci spuneam, din selecția personalului, acele persoane care vedem că au competențe și atunci putem să selectăm de la entry level o persoană care știm că acea persoană va fi de viitor pentru organizație și va putea reprezenta cu adevărat un capital uman semnificativ pentru organizația respectivă. În ceea ce privește formarea și dezvoltarea profesională, participarea la training-uri, la programe de team building, la programe de dezvoltare personală și așa mai departe, la formări profesionale, inclusiv consiliere în ceea ce privește resurse umane sau orice alte probleme pe care specialistul în resurse umane le consideră necesar. În ceea ce privește motivarea, și am vorbit de motivarea salarială, extrasalarială și așa mai departe, în ceea ce privește dezvoltarea carierei sau traseul de carieră. Pentru că, iarăși, dacă angajăm o persoană de la entry level, cum se numește, și el are o perspectivă de a avansa, are o sursă de motivație să-și depășească situarea curentă, să fie din ce în ce mai valorizat, să fie din ce în ce mai apreciat, iarăși capitalul de apreciere de care individul se bucură în organizație, până la valorizarea persoanei în taskurile pe care le primește, pentru că dacă în calitate de manager vreau să funcționeze bine resursa umană, trebuie să adecvez sarcinile, taskurile, joburile cu personalitatea angajatului, competențele sale, chiar și nevoile acestuia. Și atunci, iată ce înseamnă această perspectivă a capitalului uman în organizație. Ideea de personalizare apare atunci când noi exploatăm resurse. Și iarăși este un cuvânt care ne vine din economia politică comunistă. Nu neapărat comunistă, în economia politică marxistă și neomarxistă. Pentru că dacă ai niște resurse, le exploatezi, la Roșia Montana exploatezi aur. Majoritatea corporațiilor exploatezi oameni. Și asta este capitalismul, așa cum îl vedea și Marx. Omul este exploatat de către om, omul este cel mai prețios capital, dar munca, da, este exploatată cât în cap. Nu este neapărat numai așa, pentru că în procesul de producție avem câteva mijloace de producție. Și avem capitalul, munca, da? Sunt mijloace de producție. Cu aceste mijloace de producție, noi ne îndeplinim scopurile organizației. Da? Ideea de depersonalizare a resurselor umane sunt atunci când nu te interesează ce se întâmplă cu resursa umană, ci doar eficientizarea ei, să ajungă în așa fel încât să fie cel mai rațional utilizat. Dar cel mai rațional utilizată nu este tocmai în sensul de exploatat. Și atunci devine contradicție în termeni. Dacă exploatăm, în ghilimele exploatăm rațional resursa umană, ce facem? În primul rând o formăm, o dezvoltăm,
Pentru că este rațional ca un om care are competențe în informatică, de exemplu, să fie din ce în ce mai bun informatician, pentru că rezultatele pe care le dă pentru corporație să fie din ce în ce mai valoroase. Și atunci, resursa umană se transformă în capital uman, de care vorbeam. Apare însă de personalizare, pentru că o să spui, păi da, eu aș vrea să fiu, să fiu o resursă pe care mă folosește cineva. În mentalul meu apare ideea, sunt folositor, deci sunt folosit. Dacă ești folositor, cineva te folosește. Nu? Fă-te util. Și dacă te faci util, în organizație, cineva te utilizează. Și ești o unealtă. Și atunci, sigur că această gândire postmodernă, post-socialistă, să spunem așa, spune, păi hai să nu utilizăm oamenii, să-i facem în organizație și să-și îndeplinească la maximum potențialul lor creator. Numai că noi nu știm care este potențialul. Pentru că care sunt talentele reale, competențele reale pe care fiecare dintre noi le are? Până unde merge cu valorizarea competențelor? Dacă eu sunt un foarte bun matematician, nu e cazul meu, dar am înțeles cândva matematică și aș fi putut fi un bun matematician dacă m-aș fi canalizat pe acea direcție, dar n-am făcut-o. Și acum, la un moment dat, pentru că sunt sociolog, cineva mă invită, nu neapărat forțează, să studiez tehnici matematice în sociologie, statistică avansată. Și îmi voi dezvolta la maximum potențial uman, dar știți ce? Nu era ceea ce mă atrage, ceea ce mă interesează, dar am potențial. Am un potențial foarte bun, am fost bun în liceu la matematică și mi-a plăcut. Și potențialul meu l-am și nu știu dacă aș fi putut ajunge un foarte bun sociolog care aplică astfel de tehnici, dar n-am ajuns. Pe de altă parte însă am foarte bun potențial în ceea ce privește înțelegerea fenomenelor sociale și asta mi-am dezvoltat și am făcut acest lucru. Mi-am dezvoltat potențial. Cu alte cuvinte, ce sau cine suntem noi, în așa fel încât să putem spune am făcut exact ceea ce... cam cât la sută ne cunoaștem, cam ce grad de autocunoaștere avem ca să știm că ne-am îndeplinit sau ne-am dezvoltat potențialul uman pe care l-avem ca indivizi sau pe care l-au angajați din organizație. Da? Și atunci, sigur că eu, dacă sunt manager de resurse umane, spun păi cam ce competențe am nevoie? Un foarte bun matematician. Cine e un foarte bun matematician dintre sociologi? Cu tare. Păi să-l iau pe el, nu pe Antonio Sandu, că el nu e și s-ar putea să fie în viitor, dar îi mai trebuie mult de studiu și s-ar putea să nu ajungă niciodată. Și atunci voi prefera să-l selectez pe ăla care este deja dovedește că este foarte bun. Deși poate undeva așa la nivel de potențial am un potențial mai mare decât el. Da, e un potențial, nu e ceva actualizat, nu e ceva care se întâmplă. Adică pot să mâine să îmi folosesc acel potențial. Și atunci știți că oamenii se nasc speranțe, dar mor la același nivel. Și atunci ideea de capital uman mergeți și spre această diferență. Da, există un potențial. Și am vorbit de inteligența apreciativă cu altă ocazie, acea capacitate de a vedea tocmai potențialul uman, tocmai acea almighty oak, adică stejarul cel fainic în ghindă. Ne se află încă în stare de ghindă, adică potențialul care va putea fi dezvoltat. Dar pe de altă parte, dacă am nevoie să fac o mobilă, o să tai un copac, un stejar, falnic sau nu, o să-l duc cu camioanele care pleacă prin Bucovina, hai hui, și o să fac mobilă. Ghinda nu o să o fac mobilă. Înțelegeți diferența? Deci, da, exploatarea capitalului uman sau exploatarea resurselor umane poate fi gândită și în sensul în care vorbim de o înstrăinare. De aici mă feresc să folosesc termenul
de resursă umană, pentru că este mai înstrăinat, mai alienat decât cel de capital uman. Dar și capitalul uman se exploatează până la urmă. Capitalul și pe el îl exploată. E adevărat că mai degrabă, mai întâi îl dezvoltăm și apoi îl putem exploata. Și atunci mai apare și componenta de motivare, de dezvoltare, de formare și așa mai departe. Da? Aici apare punctul ăsta de vedere. Ok, deci dezvoltarea profesională înseamnă să-ți atingi targetul. Cu alte cuvinte, dacă ești bun, ai să primești mai multe sarcini. Dacă nu ești bun, o să fii în lumea mulțumită că ești așa cum ești. Știți că în Biblie spune că cine are, o să-i se mai dea. Iar cine nu are, o să-i se ia și ceea ce credea el că are. Dar să știți că Iisus vorbea despre calități. În domeniul resurselor umane se vorbește despre calități, dar și despre sarcini. Că cine are sarcini, o să-i se mai dea, că le face. Cine nu își face task-urile, le fac colegii și pentru el. Adică îi se iau. Așa, cuvântul biblic funcționează și în sens negativ. Chiar dacă probabil n-a fost intenția lui Iisus Hristos să meargă în această direcție, sau cine știe. Vorbim despre aici despre calibrarea sarcinilor și sigur și despre munca în echipă. Pentru că dacă mergem pe principiul cine are o să-i se mai dea, la un moment dat vom avea câteva vârfuri ale organizației copleșite de sarcini și devenite ineficiente în scurt timp, pentru că preiau sarcinile colegilor care nu fac și cărora li se mai iau din sarcini. Există o tendință naturală în ceea ce privește structurarea posturilor și structurarea resurselor umane. Dacă vezi că cineva nu este suficient de competent, trasez sarcina la cineva. Și o fac și eu de multe ori chiar în propriile firme, deși știu că nu e corect. Dar e o tendință naturală. Păi, dar ăla este foarte bun, știe să facă. Mă bazez pe el, ceea ce face e perfect. Mai iau o sarcină. Ălalt, nu mă pot baza pe el. As. Mai odihnește în continuare. Știți, e necapitalist. Și nu motivează resursa umană, pentru că cel care îi lasă o mână că merge așa, ca să spunem în tradiția bună românească, lasă-o că merge așa, ăla o să meargă din ce în ce mai mult așa și o să își subevalueze potențial. Subaprecie de persoană potențialul și la un moment dat să spună lasă că merge așa. Iar celălalt o să clacheze. Și de aceea discutam într-o întâlnire anterioară, dacă vă amintiți, de organizații care din când în când mai dau și afară. Ești cel mai slab din echipă, deși ți-ai îndeplinit toate targeturile din echipa, a fost în target, totul e în regulă, dar tu ești cel mai slab, out. De ce? Pentru că media performanței unei echipe nu este neapărat elementul cel mai important în evaluarea unei organizații și a unei echipe. De multe ori, nivelul cel mai de jos al performanței este etalonul pentru activitatea unei organizații sau unei echipe. Adică punctul cel mai de jos sub care nu se poate cădea de către echipa respectivă. Și atunci, managerul spune, pe echipa respectivă pot să mă bazez până la acel punct. Știți că este un banc care mie îmi place să-l povestesc în ceea ce privește resursa umană, cum e cu planificarea resursei umane. E o temă importantă. Vine un reporter și vede o echipă de muncitori care sapă o groapă, unul sapă o groapă și altul o acoperă. Și vine ziaristul și întreabă, doamne, nu vă spuneați, eu nu înțeleg ce faceți voi aici. Săpați o groapă după care o stupați. Ce se întâmplă? A, păi nu e așa. Noi suntem de la o firmă și punem țevi. Păi, dar nu văd nicio țeavă, păi nu. Eu sap groapa, colegul Vasile ar trebui să pună țeava în groapă și celălalt coleg s-a stupe groapa. Păi bun, dar nu pune nimeni țeavă în groapă, păi colegul Vasile e în concediu. S-a distribuit sarcina, unul e în concediu, nimeni nu îndeplinește sarcina respectivă, drept pentru care munca este ineficientă, pentru că nu a fost făcută, țeavele nu au fost puse. Dar știți ceva, cineva a luat banii pentru țevii respective. Da? Ei, dacă Vasile e în concediu, Vasile e un nume generic, sunt nicio persoană care cheamă Vasile, n-ar trebui să se supere pentru că nu pune țevi.
sau dacă pune, dacă întâmplător și pune țep și îl cheamă și Vasile, le pune, nu le șuntează. Sau o să spun că așa o spun un nume străin, ca să nu, mai, nu fie pericol că vreun coleg se supără că îl cheamă tocmai așa. O să spunem Santa Claus. Pentru că uneori țevile sunt puse de Santa Claus. El e Moș Crăciun, dacă nu știați. Da. Și mai sunt astfel de bancuri, prin măsură ce mi-le amintesc, vi le spun în cadrul acestor întâlniri, că e important să înțelegem și din perspectiva înțelepciunii populare aceste resurse umane, că uneori le înțelegem mai bine așa. Deci, repartiția sarcinilor trebuie să fie făcută în funcție de resursa umană maximă pe care o avem la dispoziție. Dacă din 3, 2 lucrează și unul este în concediu, cei doi va trebui să îndeplinească sarcina la 3 oameni. Așa se întâmplă când omul e în concediu. Ceilalți din echipă preiau sarcinile. Dacă se întâmplă să ai o echipă de 4 oameni, 3 în concediu medical, înseamnă că ești în criză de COVID. Sau nu neapărat. Dar se întâmplă cu ăla unul care rămâne? Da. Nu vrem să știm că e problema lui. Sau organizații. Sarcinile trebuie să se distribuie relativ uniform. Să nu fie făcute de mântuială, să nu supra-solicite, să nu supra-aglomereze. Pe de altă parte, sigur că atunci când vorbim de săpat unei groape, montat unei conducte și astupat groapii, s-ar putea să nu fie diferențe foarte mari în ceea ce privește competențele. Unul are competențe de a săpa groapa, unul are competențe de a o astupa, poate că a monta conducta de gaz, metan sau cine știe ce alte conducte, s-ar putea să necesite niște competențe speciale. Dar când competențele respective sunt complet divergente, atunci avem o problemă dacă ne lipsesc personaje cheie din echipă. Și dacă într-o echipă nu avem un echilibru dinamic al resursei umane, ca să vorbim așa, și aici chiar e ideea de resursă și nu de capital uman, echipa e neperformantă. Deci spuneam că aici folosesc ideea de resursă umană, pentru că oricât am fi noi de capitaliști umani și oricât de mult m-aș simți capital, dacă acest capital nu devine resursă, adică nu poate fi folosită, dacă eu am un capital de cunoaștere, știu foarte multă sociologie, dar nu am chef să-mi fac cercetarea, nicio realizare nu se va întâmpla. Și... dar am un capital extraordinar. Am. Ei, nu e așa. Capitalul a trebuit transformat la un moment dat în resursă eficientă și utilizată corespunzător în așa fel încât atât individul, persoana, cât și organizația să găsească satisfacție, să găsească satisfacția muncii. Vezi că introducem un alt termen legat de resursa umană, ideea de satisfacție a muncii. Începem, vedeți, treptat, în măsură ce discutăm, să introducem diversi termeni pe care va trebui să-i cunoașteți la sfârșitul cursului, la sfârșitul facultății, până la pensie, depinde cum va lucra fiecare și cât de mult îi va lua.